Citim din 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 1, pagina Bibliei 391. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el i-a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Se pot ocupa locurile? În textul nostru este vorba de o criză care a apărut la nivelul unei familii și vedeți, chiar în prezența Domnului, noi nu suntem excluși, nu înseamnă că toate o să ne meargă bine și toate o să fie în ordine. Chiar în prezența Domnului, era textul din Ioan capitolul 6, Domnul a predicat Evanghelia și apoi a apărut o criză și acolo și Domnul a rezolvat-o pentru că era prezent. Dacă Domnul este prezent, toate sunt în ordine. Biblia spune că Domnul și-a început misiunea prezent la o nuntă, nunta din Cana. Și-a început lucrarea aceasta cu o nuntă la care era prezent, a fost invitat el și, și ucenicii lui. Și ne spune Biblia că și acolo a apărut o criză, chiar în prezența Domnului și chiar din ziua nunții. Chiar de la început poate apărea o criză, de o natură sau alta. Dar este foarte important să fie Domnul prezent și să apelăm la El. Aici era vorba, printre altele, și de misiune și mă gândeam aici, printre altele, pentru misiune trebuie pasiune, trebuie consacrare și trebuie susținere financiară. Cele trei, dacă una lipsește, există carențe. Nu poate fi făcută lucrarea la cota ei. Foarte important, criza când apare, că nu există familie în care să nu apară criza. Ea este de o natură sau alta. E foarte important să știm la cine apelăm. E foarte important să mergem la Domnul. Acolo, la nunta din Cana, ne spune Biblia, nu mai au vin. Și Biblia ne spune că Domnul a rezolvat problema. La noi, de bună oară, poate să apară crize și dacă ne vom verifica și vom fi sinceri, vom constata că fiecare dintre noi avem ceva, mai mult sau mai puțin. De bună oară, nu mai are pace. Nu mai are pace în suflet, în familie. Rezolvarea nu e într-o parte sau în alta. Nu părinții duc rezolvarea sau oamenii. Cel ce duce rezolvarea e unul singur. E Domnul Iisus. Dar e foarte important să apelăm la El. O altă criză poate fi, nu mai au răbdare. Criză de răbdare, ca niciodată. Oamenii n-au răbdare. Și Biblia ne provoacă. De bună oară, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să ne îndrepte privirile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. El e modelul, dar la El trebuie să venim. Dacă nu venim, nu se rezolvă problema. Să știți că timpul nu rezolvă problemele, crizele, lipsurile, carențele. Ele se vor cicatriza. Și la un moment dat ne vom obișnui în biserică cu aceste crize și cu aceste lipsuri și vom considera că toți sunt la fel, că așa e normal. Nu e normal. Normal este să venim la Domnul și El este Cel ce rezolvă problemele. De bună oară nu mai au dragoste. Și Biblia spune că fără dragoste suntem o aramă sunătoare. Foarte important. Foarte important. Venim la Domnul și El este Cel, El e dragostea desăvârșită. Dar trebuie să venim la El, nu putem altfel. Apoi chiar din punct de vedere profesional,
În timp ce fratele meu vorbea aici, mă gândeam la ce spune Pavel în Romani, capitolul 12. El spune acolo, printre altele, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Asta ne spune Biblia. În contextul în care noi ne facem partea noastră, Biblia continuă și spune în Cartea Proverbelor, atunci când Domnului îi place calea cuiva, îi face prieteni chiar și pe dușmani. Asta e biblic. Și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu are putere, e cuvântul Lui, dar trebuie să-L credem. Foarte important, sigur, să apelăm la El. Cântările au un rol extraordinar. Sunt o binecuvântare. Dar pentru cântare două condiții arată Biblia. Prima condiție, bine șade cântarea de laudă pe buzele celui neprihănit. Foarte important. Nu numai, sigur, o pregătire profesională, e foarte importantă și asta, dar nu asta e pe prim plan. Bine că șade cântarea pe buzele celui neprihănit, iar una a doua condiție, cel cu inima bună să cânte. Să ai inima bună. Să ai o inimă deschisă în care Domnul să locuiască și apoi, sigur, cântările noi găsim în text, în context, în Biblie. În atâtea împrejurări, când au adus rezolvări extraordinare, oamenii lui Dumnezeu au fost chiar inspirați. Elisei a spus, aduceți un cântăresc cu arfa, când a fost criza în vremea lui Iosafat. Și ne spune cuvântul Domnului că în timp ce cânta cântărețul cu arfa, omul lui Dumnezeu a început să prorocească, a adus mesajul din partea lui Dumnezeu și a adus biruință pentru Israel. Dumnezeu să binecuvinteze toți cântăreții, să ne ajute să-i slujim, să-i facem voia Lui. Ce frumos spune aici, începe textul nostru, o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor, nu oricine, a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Cum și cei ce se tem de Domnul vor fi încercați, probați? Da. Un prim lucru, să nu uităm, nu există cineva neprobat, neverificat, care să ajungă acolo în cer. Proba, verificarea, este aici pe pământ, în viața aceasta. În viața scurtă și trecătoare, Dumnezeu ne probează, Dumnezeu ne încearcă. Dumnezeu aici ne cântărește. El vrea să ne ducă desăvârșiți dincolo. Îmi place însă ce spune Biblia, de bună oară în psalmi. Citim aici în psalmi foarte frumos. Vorbește în psalmul 34. Ochii Domnului sunt, versetul 15. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, fără prihană, și urechile lui au aminte la strigătele lor, e foarte important, vine încercarea, dar important până la încercare cum am trăit. În momentul încercării, cum mă găsește Dumnezeu? Mă găsește la standardul dorit de El, moral și spiritual? Spune, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, extraordinar. Urechile lui au aminte la strigătele lor, versetul 17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Versetul 19, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, vine peste cel fără prihană, da, și peste el. Dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Citim și versetul, capitolul 32, din psalmul 32, versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de să vărsa ape mari peste el, pe el nu-l vor atinge. Vine încercarea, cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. În viața acestei femei, o nevastă a unui fiu de proroc, din școala prorocilor, cum era atunci, un proroc cunoscut de Elisei. Și ce frumos să ai curajul și îndrăzneala să vii și înaintea Domnului și în ziua necazului să-i spui, cum i-a spus Ezechia, adu-ți aminte. Noi dacă ajungem într-o zi nefastă, într-o zi de încercare, avem ce să-i spunem la Domnul. Biblia spune că Petru, Iacov și Ioan, ori mers împreună cu Domnul în casa lui Simon. Simon Petru, soacra acestuia, zice, zăcea în pat, bolnavă, prinsă de friguri mari. Și ne spune cuvântul că pe drum, așa ne consemnează în capitolul 1 Marcu, în Evanghelia după Marcu, în timp ce mergeau, i-au vorbit Domnului despre ea. Extraordinar, în rugăciune noi trebuie să vorbim. Rugăciunea, sigur, îi spune Domnului problemele noastre. Auziți ce frumos spune aici? În psalmul 119, spune aici cuvântul lui Dumnezeu,
Versetul 26 din Psalmul 119, eu mi istorisesc căile. Auziți în rugăciune, noi ne istorisim căile, viața noastră și a celor din jurul nostru și tu mă asculți. Spune aici în Psalmul, în Psalmul 48, foarte frumos, omului Dumnezeu, în 46, zice, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Deci Dumnezeu este Cel ce este adăpostul și sprijinul nostru. De aceea, în momentul în care vine criza noi, nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să venim cu ea înaintea Domnului. Foarte important, la cine apelăm. Spune aici că această femeie, soția acestui bărbat care a murit, spune, și cel ce l-a împrumutat a venit de la el să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Așa să nu uităm, există cineva care ne părăște, există cineva care vrea să ne împrumutăm de la el. Foarte important să fii liber, să fii degajat, să nu fii robul nimănui. Auziți ce spune în Cartea Romanilor, în capitolul 13, versetul 78. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și acum versetul 8, ca o concluzie, să nu datorați nimic nimănui, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Dacă cumva mă cercetești, asta trebuie în fiecare zi o contabilizare la finele zilei, am vreo datorie față de cineva? Sunt dator cu o vorbă, l-am jignit? Pot să dorm să nu-mi cer iertare? Omului Dumnezeu, el trebuie să aibă o sensibilitate extraordinară. Sensibilitatea pe care o are un credincios în virtutea prezenței Duhului Sfânt și a Cuvântului trebuie să fie super sensibile. Știți cum văd eu aceasta? Ca o balanță la farmacie. Pui ceva, un fulg pe un taler și imediat oscilează pendulul. E super sensibilă. În momentul în care am vreo datorie, să nu cumva să fiu găsit ca un datornic. Cui datorez? Trebuie să mă achit, să fiu la zi cu datoriile. Dumnezeu mă poate chema oricând în veșnicie, nu cumva să mă duc să mă găsească cu vreo datorie. Uitați ce frumos în acest context vorbea Domnul Iisus, despre El e vorba. El e modelul nostru, capitolul 14, Ioan capitolul 14, versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, de El n-are nimic în mine. În El n-o găsi nimic, nimic din ale Lui. Domnul a fost curat, era desăvârșit. Dar Biblia ne provoacă și noi să călcăm pe urmele Lui. De aceea să nu uităm, și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei. Diavolul are acces în contextul în care avem ceva din ale Lui și suntem datori. Unul din motivele pentru care apar probleme în familie, apar probleme în viața personală și tot felul de stări. Femeia aceasta însă a venit la Elisei și aici foarte frumos, Elisei, cuvântul lui, era și el om. Oamenii n-au soluții, Elisei ca om nu a avut soluții. Spune aici, ce pot să fac pentru tine? Un prim răspuns, nu pot să fac nimica. Probabil că femeia s-a gândit, uite, pune o vorbă la cel care m-a împrumutat, ești cunoscut în Israel ca un proroc. Ești cunoscut și dacă pui o vorbă, poate mi-iartă datoria. De există un alt principiu pe care Biblia îl consemnează și uitați ce frumos vorbește în Psalmul 37. Spune aici, cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Așa spune aici, cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Elisei nu a călcat un principiu care a rămas valabil până la noi și în Noul Testament. Datoria trebuie plătită. Dar în momentul acela, pentru că femeia aceasta era o femeie neprihănită și era într-un moment de criză și-o știut unde să apeleze, Elisei are o soluție din partea lui Dumnezeu. Care era soluția? Auziți ce frumos!
Spune-mi, zice, ce ai acasă? Roba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. El i-a zis, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și a turnat din un de lemn în ele. Și aici vreau să fac câteva sublinieri, dragii mei. Foarte important, închide ușa după tine și copiii tăi. Suntem părinți aici, mai puțin copii. Foarte important să închizi ușa după tine și copiii tăi. Un prim lucru pentru protecția copilului, pentru protecția copiilor la ora actuală. Foarte important să închizi ușa după tine și copiii tăi. De multe ori ușile sunt deschise și apar tot felul de probleme. Zice printre altele că copiii adună lemne, mamele frământă plămădeala, iar tații pun scânteia, focul. Copiii sunt aducători de lucruri noi în familie. Foarte important zilnic să poți închide ușa. Aia înseamnă a putea să veghezi, să controlezi ceea ce este în casa ta, ceea ce este în casa mea. Închide ușa după tine și copiii tăi pentru protecție, închide ușa după tine și copiii tăi pentru interdicție. Foarte important. Cum sunt lucruri care trebuie să fie o interdicție în dreptul copilului, categoric? Păi Biblia spune așa. Știți că Biblia vorbește despre un om, un împărat, chiar aici în Cartea Împăraților. Un împărat care ne spune cuvântul că și un împărat care a fost deosebit, David, care a avut totuși carențe, a avut greșeli și uitați ce ne spune Biblia în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât s-a zis, eu voi fi împărat. Și a pregătit care și călărești și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. O mare greșeală. Ușa trebuie închisă pentru protecție, ușa trebuie închisă pentru interdicție. Copilul trebuie învățat de mic ce-i voie, ce nu-i voie. Și apoi un al treilea lucru, pentru educație aleasă, închide ușa după tine și copiii tăi. Pentru o educație aleasă, pentru o educație sfântă, curată și binecuvântată. Doresc toți părinții să fie binecuvântați de Domnul. Domnul mi-a dăruit 5 fete și am cu ajutorul Domnului 30 de nepoți. Ne bucurăm de ei, ne bucurăm foarte mult. Avem o activitate acolo unde stau ginerile care cu mine și fata, au 10 copii. 10 copii și, așa, nu obișnuiesc să o spun, dar cel mai mare are din partea Domnului de mulți ani vedenie, n-are numai 12 ani. Domnul folosește într-un mod deosebit. Ce să spun, trebuie să ne ocupăm de copii, ne vom bucura. Închide ușa pentru protecție, pentru interdicție și pentru educație aleasă. Trebuie să ne ocupăm de copii. Vreau în continuare să menționez câteva lucruri. Încercarea vine și la cel credincios. Biblia ne spune de bună oară în Psalmul 5 și în Psalmul 105. Citim aici în Psalmul 11, versetul 5. Uitați ce frumos consemnează Biblia vis-a-vis de această încercare. Domnul încearcă pe cel neprienit. Cel neprienit este încercat. În Psalmul 105, când vorbește acolo de Iosif, uitați ce frumos vorbește Biblia. A chemat foametea, versetul 16, asupra țării. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut de carob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit, l-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Când vorbim de Iosif, e foarte frumos să vorbești de el. Ce viață, ce binecuvântat a fost Iosif. Dacă citim aici ce ani de zile în temniță, în detență,
în detenție și a fost nevinovat. Nevinovat și a stat liniștit. Și dacă mai stătea încă acolo, rămânea în continuare, în aceeași liniște și pace. Dar după ce a fost încercat suficient, Dumnezeu l-a scos de acolo. Și l-a ridicat și l-a binecuvântat. Uitați ce spune omul lui Dumnezeu Ieremia, tot vis-a-vis de încercare. Ieremia aici spune în versetul din capitolul 20, versetul 12. Și acum, Doamne, Dumnezeu oștirilor, care încerci pe cel neprihănit și care pătrunzi rărunchii și inimile, El încearcă pe cel neprihănit. Nu îl încearcă în dorința de a fi distrus și de a fi nimicit, ci în încercare Domnul ne modelează caracterul, ne apropie de El prin rugăciune. Ne determină să strigăm mai mult la Domnul. Dar în același timp se întâmplă ceea ce a spus Dumnezeu lui Israel. Degeaba curățesc eu că zgura nu se dezlipește. Unul din motive, să ne curățească de zgură, de anumite impurități, lucruri care nu sunt după voia Lui. Eu doresc Dumnezeu să ne dea biruință în încercare. Dragii mei, și Domnul Iisus a fost încercat. Biblia ne vorbește de bunoară în autorul epistolei către evrei. Foarte frumos aici, vorbește despre Domnul care era desăvârșit. Uitați ce frumos ne spune aici în evrei. Se cuvenea versetul 10 din capitolul 2, în adevăr, că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe. Frați și surori, Domnul ne desăvârșește prin suferințe. Să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 5, foarte frumos, El este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte și lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit. El a fost făcut desăvârșit prin suferință. Nu găsim în Biblie un om al lui Dumnezeu de care Domnul să se fi folosit, care să nu fi fost încercat, să nu fi fost probat, trecut prin suferințe. Încă o dată, încercarea vine la oricare. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, să-l întăresc, foarte important la cine apelăm. De multe ori există tendința de a apela la cei din jurul nostru, de a ști și alții problema mea. Domnul dorește cu ea să vin înaintea Domnului. Lui să-i o spun, în cămăruță. Problema mea, nevoia mea, supărarea mea, eu spun Domnului, El este Cel ce are rezolvări. Există rezolvări păstrate pentru El, pentru toate problemele noastre. Nu e o problemă pe care El să nu o poată rezolva. Dar e foarte important să vin la El. În momentul în care mă duc la un altul de lângă mine, la cei din jurul meu, Domnul mă lasă, să știți. El așteaptă, El dorește să mă duc la El. Un al treilea lucru pe care vreau să-l întăresc, fără să insist asupra lui, datoria trebuie plătită. Datoria trebuie plătită. Nu cumva să fim datornici printr-o vorbă, printr-un gest, printr-o acțiune necugetată. Trebuie să rezolv problema. Sigur, eu pot să spun, eu vin înaintea Domnului, înaintea Domnului e foarte important, dar dacă este față de cineva, pe orizontală, trebuie să mă duc și la acela să rezolv problema mea. Un al patrulea lucru pe care vreau să-l menționez, relația bună cu vecinii, în textul nostru, foarte important. Auziți ce frumos consemnează Biblia, era văduvă, nu mai avea nimica, vecinii știau că este într-o criză materială. Și totuși ce binecuvântare, sigur, Domnul deschide inimile, dar e foarte important să avem o relație bună. El a zis, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Relația bună cu vecinii, relația bună cu familia mare, relația bună în biserică cu frații. În momentul în care apelezi la El, frații să sară în ajutor. Știți ce este o biserică? Biserica este o forță extraordinară. E o putere, o investitură pe care Domnul a lăsat-o la nivelul bisericii. Dar e foarte important, cei din jur, dacă eu simt cu alții și alții vor simți cu mine. Uitați ce frumos vorbește în Noul Testament, de bună oară în Luca și în Matei. Spune aici, în
Luca, citim despre acel sutaș. Zice versetul 1 din capitolul 7 din Luca. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Ierusalim, în Capernaum. Un sutaș care avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să faci acest bine, căci iubește neamul nostru. El ne-a zidit sinagoga și ne spune Biblia că Domnul a plecat cu ei. Ce frumos când mijlocim pentru cineva să aducem și argumente. Domnul este cel ce le cunoaște, dar lui îi place atunci când noi pledăm, mijlocim pentru cineva. Este o lucrare pe care Domnul o binecuvintează. Uitați ce spune în Fapte, în capitolul 10, foarte frumos aici, un alt sutaș. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic, auziți ce sublinieri, ce valori, și temător de Dumnezeu, dar nu numai singur, împreună cu toată casa lui. O reușit să stabilească o cadență copiilor familiei lui și robilor care erau în casa lui. El, zice, făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Versetul 22, ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Omul lui Dumnezeu, în ziua necazului, are mijlocitori. Mijlocirea înseamnă foarte mult înaintea celui preanalt. Își aduce aminte de Dumnezeu și este cel ce promite că vine în ajutor. Este cel ce promite că aduce izbăvire, pentru că el are izbăviri păstrate pentru ai lui. Spune aici cuvântul în continuare, foarte frumos, un alt lucru pe care vreau să-l menționez. Părtașii, un al cincilea lucru. Copiii trebuie să fie părtași la lucrările lui Dumnezeu. Așa era menționat aici. Fratele vorbea de familia dânsului. Ce văd copiii? Au experiențe? Văd părinții au experiențe cu Dumnezeu? Văd aceste experiențe? Sunt părtași la ele? Foarte important. Copilul să fie părtaș experiențelor lui Dumnezeu. Ce frumos ne spune aici cuvântul, închide ușa după tine și copiii tăi. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Copiii au văzut minunea și în timp o tras în balanță pentru ei, pentru credința lor. Ce au văzut copiii noștri în familiile noastre? Vor fi momente limită prin care noi trecem. Fiecare are momentul lui. Dar e extraordinar să poată vedea minunile lui Dumnezeu. Să fie părtaș la ele, părtaș la rugăciune. Să nu fie o zi în care să nu fie altarul în familie. Trec zile și nu-i altarul, lipsește. Vedeți, noi din punct de vedere fizic existăm, am primit impulsul vieții când ne-am născut. Dar ca să putem în continuare supraviețui, în fiecare zi ne-am rănit trupurile acestea. Din punct de vedere spiritual, e la fel. Noi avem un om spiritual, noi nu putem supraviețui dacă nu ne hrănim sufletul nostru. Hrana sufletului este cuvântul, este rugăciunea, e părtășia la biserică. Să nu lipsești de la părtășie. Spune în Luca, capitolul 13, femeia gârbovă. Domnul a intrat în sinagogă și acolo, în mulțimea aceea, Domnul sigur a cunoscut-o. Era o femeie gârbovă, îndoită în două, de 18 ani și nu lipsea de la părtășie. Și pentru că ea a perseverat și a rămas statornică, nu a lipsit de la părtășie. Uneori există motive puierile, mici, nesemnificative. Oamenii lipsesc, stau acasă. Vreau să vă spun cercetarea aici, sigur, în contextul în care va fi o absență obiectivă, lipsesc obiectiv, motiv obiectiv. E altceva, Domnul vede, sunt bolnav, în neputință, mai rău ca femeia aceea gârbovă,
Sau am probleme, sigur, cu business-ul sau copiii acasă, ceva, cu cei mici. Un alt motiv? Noi trebuie să fim la părtășie. Ce frumos sunt familiile noastre să vadă copiii încă o dată să crească și de mici să fie familiarizate. Era aici vorba de Ioan, capitolul 6. Zice acolo că Domnul a predicat de dimineața până seara și la finele zilei, Domnul a spus, el a venit cu inițiativa. Să nu-i lăsăm, că o să leșine pe drum de foame. Dați-le să mănânce, dar n-avem ce să le dăm. E un copil aici, un băiețel, zice. Un copilaș. Nu era mare, nu era un adolescent sau un tânăr. Are 5 pânișoare și 2 peștișori. E uimitoare această, sigur, ilustrație. O rămas consemnată în Evanghelie. Pentru că e foarte importantă. O mamă grijulie, o mamă care probabil avea și alți copii mai mici, nu a putut veni, dar și-a trimis copilul. I-o pus și de mâncare să aibă ce să mănânce. Dar copilul prezent acolo, înaintea Domnului, a fost captat de cuvântul lui. În prezența lui Dumnezeu ești descongestionat de problemele tale. Ești uiți de durere, ca acea femeie gârbovă, uiți că n-ai mâncat și o zi întreagă copilul a stat și și-o păstra mâncare, nu a mâncat-o. Și când Domnul a apelat, înseamnă că era foarte aproape de Domnul. Nu a stat departe, cum de multe ori sunt copii tineri, sunt rupți de realitate, de biserică. Vin, dar nu sunt prezenți. Din punct de vedere al Duhului, închinătorii adevărați sunt în Duh și în adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. Și trece viața, vine vremea căsătoriei și apoi vine vremea în continuare, în familie, cu tot felul de stări și probleme, și avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. E nemaipomenit să vii aici, dar să fii conștient, cum spune acolo, omul lui Dumnezeu, Cornelie, îi spune lui Petru acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Toată Biblia este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Suntem destoinici? Avem această destoinicie? Ce frumos! Biblia ne spune tot aici, în Cartea Împăraților, de bună oară, un alt exemplu, tot în această idee. Doi Împărați, capitolul 5, versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și acum auziți numai, cum propulsează minunea, cum se întâmplă, că a rămas aici minunea lui Naaman. În Biblie zice aici, ea a zis stăpânei sale, dacă ar fi domnul meu la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Dar de unde știi? Ea știa că există un proroc în Samaria. Știa că Dumnezeu lucrează prin acest proroc. Ce știu copiii noștri? Știu că Dumnezeu lucrează în biserică? Că Dumnezeu e prezent? Că El binecuvintează pe cei ce sunt ochi și urechi la cuvântul Lui și împlinesc voia Lui? Sau poate uneori știu lucruri negative în dreptul unuia sau altuia? Și cresc copiii și Biblia mai spune așa, în plângerea lui Ieremia. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Și apoi Biblia continuă și spune în cartea Eclesiastul, ce-o crescut strâmb, nu se poate îndrepta. Și ce lipsește în caracterul copilului, nu poate fi trecut la număr. Sunt carențe și probleme? Foarte grav, foarte greu. Dacă nu le încerci să le îndrepți, să le pui propte și să rezolvi problema, o lași că se rezolvă în timp, nu se rezolvă. Timpul nu rezolvă problema. Ca să vă dau un exemplu, să vedeți că așa este. Uitați și ne spune în cartea lui Samuel. Aici, în cartea lui Samuel, ne spune cuvântul în 1 Samuel, capitolul 7. Foarte interesant aici. Zice așa, locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani și nu s-a rezolvat problema, 20 de ani. Dar și o viață poate să vină într-o biserică locală și să nu fie rezolvată problema.
Dacă nu vin și nu mă recunosc și nu vin înaintea Lui, nu se rezolvă problema. Trebuie să mă recunosc, să vin înaintea Lui. Auziți numai în continuare ce menționează Biblia. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini, le spunea lor, astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali, astarteile, au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mizpa și eu mă voi ruga pentru voi. S-au strâns la Mizpa, au scos apa, au vărsat-o înaintea Domnului, au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Și Domnul a rezolvat problema. Deci nu e suficient numai să vin, dacă nu, vin să mă recunosc. Să rezolv problema pe verticală cu Domnul, să fie refăcută legătura. Poate au fost forfecată, mai mult sau mai puțin. Și apoi, pe orizontală cu cei din jur, trebuie refăcută. Eu doresc din inimă Dumnezeu să ne dea biruință. Să ne ajute Domnul. Noi știm că prin fetița aceasta, aici în textul acesta, 2 Împărați, capitolul 5, Domnul a dus o mare biruință. Un general a ascultat de o fetiță. A fost gata să asculte, dar ce cred eu? A fost un timp când i-au fost în slujba nevestei lui Naaman. Și nevasta lui Naaman a văzut corectitudinea ei, verticalitatea ei, vorbirea ei, cum vorbește, seriozitatea ei. Uneori și după modul în care pășim și gesticulăm, cei din jur ne etichetează, foarte important. Și apoi când a venit soția, uite eu am ce mi-a spus fetița asta, dar tu ai încredere în ea? Da, am încredere, o cunosc, am văzut-o, ce frumos! Să trăim în așa manieră și la școală, și la servici, și în familie, și în biserică, nu mai vorbim. Încât cei din jur să aibă încredere în cuvântul nostru. Au încredere cei din jur în cuvântul nostru? Când vorbim? Las că glumește, las că nu e așa. Ce frumos! Eu mă bucur că la dumneavoastră nu e așa, că la dumneavoastră e bine. De eu vorbesc în general ce știu din țară și pe unde umblu. Eu doresc Dumnezeu să ne ridice starea spirituală. O avem, dar nu înseamnă că nu mai încape încă, încă mai încape. Domnul dorește și mai mult. Domnul dorește tot mai mult. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez. Domnul binecuvintează ceea ce ai, nu ceea ce nu ai. Spune-mi ce ai acasă, nu am decât puțin un de lemn. Știți ce a spus Gedeon? Sunt slab, nu am putere, du-te cu puterea pe care o ai. Eu voi fi negreșit cu tine. Când Domnul e cu noi, El binecuvintează. Ce să spun fraților, uneori o felie de pâine pe care o ai și pui ceva pe ea și o mănânci cu pace și liniște, chiar dacă n-ai alte provizii și n-ai o siguranță pentru mâine, că binecuvântarea în adevăratul sens al cuvântului este expresia purtării de grijă în fiecare zi. Să-ți poarte Domnul de grijă în fiecare zi, să nu duci lipsă niciodată. Sigur, dacă e o binecuvântare și mai mare cu bătaie lungă, foarte bine. Foarte bine. Dar zilele pe care le avem noi în față, să știți, nu ne promit multe. Numai Domnul știe ce în viitor. Uitați numai ce spune Biblia în Evanghelia după Luca și noi, dumneavoastră, sunteți conștienți. Dumneavoastră aici parcă sunteți mai de actualitate cu știrile, extraordinar. Auziți numai ce spune Luca, capitolul 21. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Astea pășesc spre noi. Nu vom fi scutiți nimeni, să știți. Vom avea parte de aceste încercări, generația noastră sau copiii noștri, nu știu. De oricum, așa cum sunt evenimentele, vorbesc cu certitudine că sunt zilele de pe urmă. Dar uitați ce spune însă despre cel care își pune încrederea în Dumnezeu și se ancorează în cuvântul Lui. Trebuie să trăiesc acum cu groază, cu panică? Să nu mai am liniște când dorm? Da, de unde? Eu mă culc și adorm în pace. Să te culci seara, obosit după o zi de muncă, de alergare și să te poți odihni, să fii revitalizat. Și din punct de vedere fizic și din punct de vedere al Duhului, sufletește. Uitați ce spune în Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. De aceea, nu ne temem, exact ce spunea Domnul în Luca, nu ne temem chiar dacă, zice, s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor.
Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, aici vorba de popoare, de națiuni. Națiunile, și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Noi nu ne temem. Dar care e motivul? Pentru ce nu ne temem? Auziți 10, versetul 7. Pentru că Domnul oștirilor este cu noi, pentru că Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Poate Domnul într-un asemenea context să mă ocrotească? Da, poate. Păi El e stăpânul Universului. El are în mână. Aici frumusețea, știți care este? Noi suntem ascunși, frați și surori. Nu știu dacă v-ați gândit la așa ceva. Biserica lui, adevărată, nu e vorba de biserica locală, din totalitatea bisericilor locale, e formată biserica lui, adevărată, universală. Eu voi zidi biserica mea. Biserica lui este în creștere, e a lui, în mâna lui. Noi suntem în mâna lui, spune în Evanghelia după Ioan. Dar frumusețea cea mai mare, uitați ce spunea Domnul Iisus și ne spune și nouă același lucru. Ne întărește această încredințare, această convingere. Versetul 28 din capitolul 10 din Ioan. Eu le dau viața, în veac nu vor peri, nimeni nu le poate smulge din mâna mea, din mâna Domnului. Și acum Domnul spune, versetul 29, Tatăl meu este, care mi le-a dat, este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Au zis, noi suntem în mâna Lui, în mâna Celui preanalt. Dar asta numai în contextul în care ești a Lui. Altfel poți să ai impresia că ești și să nu fii. Asta e o tragedie. Să fii amăgit o viață întreagă. Să ai o nădejde, dar care înșală. Dar nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Lui Cel Sfânt care ne-a fost dat. Ne spune aici în cartea lui Isaia, în capitolul 45, versetul 15, Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel. Și El se ascunde și pe noi ne-a ascuns. Și oamenii nu-L cunosc, nici pe El și nici pe noi. Dar îi mulțumim că până aici a fost cu noi. Doamne, dorim să fim mai departe cu noi. Vrem să rămânem ai Lui în continuare. Ce frumos! Un alt lucru pe care mai vreau să-l menționez, unde lemnul curge în vase, cât timp există un vas deschis înaintea lui. Atât curge de lemnul. Spune aici în Cartea Împăraților, foarte frumos, zice, când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Unde lemnul curge, cât există un vas. Vasele să fie goale, foarte important. Vasele să fie curate, un al doilea principiu. Astea sunt principii pe care le are Dumnezeu. Vasul să fie gol, un al doilea lucru, vasul să fie curat. Un al treilea lucru, vasul să fie deschis. Un al patrulea principiu, vasele să fie apropiate. Vasele să fie apropiate. Un al cincilea principiu, vasele să fie umplute, să nu încapă altceva acolo. Paharul meu este plin de dă peste el. Ce frumos să fie plin de cuvânt. Inima să fie să mustească de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e expresia pe care îmi place mult să o menționez. Inima din dreapta, nu din stânga. Știți dumneavoastră că Biblia spune, inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. În inima din dreapta pune Domnul cuvântul, pune Duhul lui. Și inima aceasta trebuie să fie plină de cuvânt. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce frumos când ești plin de cuvânt, dar tu nu dai afară decât cuvânt. Nu mai ai altceva. Dar dacă ai și altceva, sigur, vor fi combinate, amestecate. Eu doresc pentru această biserică, Domnul să o binecuvinteze. Doresc Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui și de Duhul Lui. Să ne ajute Domnul să putem rămâne credincioși, încredințați în mâna Lui, în brațul Său. Întotdeauna când avem probleme, să știți că pe Dumnezeu nu-L depășesc problemele noastre. Pe o altă ordine, Domnul nu poate fi luat prin surprindere. Uneori, parcă așa probleme, dintr-o dată apar, neprevăzute, ca și când Domnul nici El nu știe, dar nici pe departe. Domnul anticipează și finalul vieții noastre. Toate evenimentele sunt cunoscute de El, le cunoaște. De El așteaptă să vin cu problema mea la El. Pentru că numai atunci când apare problema, se vede și minunea celui preanalt. Și atunci toată slava nu va fi a omului, toată slava va fi a lui Dumnezeu. Văd mâna Lui, brațul Lui, îl binecuvintez și îl înalț pe El.
Și El în continuare mă ajută să pot înainta, să pot merge plin de biruință. Femeia aceasta a rămas aici consemnată în Biblie. Și aici vreau trei lucruri să le mai menționez. Primul lucru, lucrările lui Dumnezeu nu s-au terminat. Dar așa cum în Noul Testament dumneavoastră ați sesizat, minunile Domnului în general, știți cum au fost realizate, și Domnul i-a spus, du-te și nu spune la nimeni. Sunt mulți care, în viața cărora Dumnezeu a făcut minuni extraordinare, le-au păstrat pentru ei experiențe extraordinare pentru ei și familiile lor. Sunt lucruri care sunt de spus, dar nu toate sunt de spus. Găsim aproape întotdeauna. Domnul a spus, du-te și nu spune la nimeni. Și nu uita ce s-a făcut Dumnezeu. Foarte important. Lucrările lui nu s-au terminat. Cât timp biserica e pe pământ, vor continua și lucrările lui Dumnezeu. Eu doresc, Doamne, ajută-ne să fim ai Tăi. Vrem să fim întăriți de cuvânt și de lucrările Tale, cele două. Cuvântul în interior, iar lucrările din exterior. Vin și cimentează credința noastră și a copiilor noștri și a familiilor noastre. Un al doilea principiu, omul este lucrător împreună cu Dumnezeu. Să nu uitați, lucrările nu s-au terminat, dar omul este lucrător. Dacă omul nu-și face partea lui, nu vine minunea în familie, să știți. Minunea vine numai dacă omul își face partea lui. Omul este lucrător împreună cu Dumnezeu. Femeia aceasta și-a făcut partea, a ascultat de ceea ce a spus Elisei. Elisei a vorbit sub călăuzirea Duhului, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Poate așteptăm și noi, Doamne, aștept și eu minunea în casa mea. Dar partea mea, mi-am făcut-o? Mi-am făcut partea mea? Când eu îmi fac partea mea, sigur, Domnul nu întârzie, Domnul cunoaște. El este Cel ce vede, veghează și El este Cel ce promite că este cu noi. Și un al treilea principiu și în ultimă instanță pe care vreau să-l menționez este că lucrările Lui pot fi verificate. O lucrare adevărată poate fi palpată în ultimă instanță. Ea nu este imaginară, o vindecare imaginară. Sunt sau nu sunt? Când Dumnezeu s-a atins, El m-a întărit. Când Dumnezeu face o lucrare, acolo nu mai e nimic de adăugat, nici de scăzut. Lucrările Lui pot fi verificate. Eu doresc pentru această biserică, Domnul să o binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze toate familiile de aici. Să ne ajute Domnul la toți să-i slujim. Frați și surori, e cel mai mare har că avem parte de chemarea aceasta. Să nu uităm, știți că Israel a avut o chemare, nu a onorat-o, nu și-a onorat chemarea, nu l-a reprezentat cu demnitate pe Dumnezeu. Și a spus în Matei 21, versetul 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. De aceea, pentru că Dumnezeu ne-a făcut parte de această chemare, Doamne, ajută-ne să Te proclamăm pe Tine. Ajută-ne, Doamne, Tu să fii văzut în viața noastră. Am plecat din țară, din Biserica Betel, din Arad, și frații ori știut că vin, un timp pe care l-am anunțat și acolo, frații au spus, au promis că să și roagă pentru noi, pentru mine și soția. Soția au rămas la Detroit, acolo la fată, au născut cea de-a opta, o draslă, un băiețel, și i-au rămas acolo. Cuvântul însă de salut din partea fraților, un cuvânt pe care noi îl avem în general, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7. Și aici spune așa, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Și acum pentru dumneavoastră, în mod special, versetul 7. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, ajută-ne să ajungem și la răsplătire. Și răsplătirea o știm acolo în Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât cel care îl primește. Ajută-ne, Doamne, să ne păstrăm verticalitatea, viața curată, ca să primim și numele acela scris în cartea vieții și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Amin.